Primăria Municipiului Deva și Centrul Cultural Drăgan Muntean din Deva au dat startul înscrierilor pentru festivalul concurs de dans Face of Dance Deva, care va avea loc în perioada 16-17 noiembrie. Festivalul se adresează copiilor de la 4 ani în sus și tinerilor care studiază arta coregrafică în cadrul cluburilor și palatelor copiilor, școlilor, liceelor, asociațiilor și centrelor culturale. Competitorii se pot înscrie pe site-ul www.centrulculturaldeva.ro, secțiunea Face of Dance sau www.centrulculturaldeva.ro/faceofdance, completând formularul de înscriere până la data de 4 noiembrie acestui an. Fondul muzical al momentelor înscrise în concurs va fi trimis odată cu formularul de înscriere. Pentru cei care, din motive tehnice, nu reușesc acest lucru, acesta poate fi trimis și pe adresa de e-mail contact@centrulculturaldeva.ro până la data de 8 noiembrie. Cei care nu respectă procedura vor fi excluși din concurs, ale cărui discipline sunt clasic și contemporan, street dance și modern, dans de caracter și folclor stilizat, precum și open. În ziua festivalului se vor prezenta copia certificatului de naștere sau a cărții de identitate și o adeverință de la medicul de familie cu mențiunea apt pentru efort fizic pentru fiecare participant. Juriul competiției va fi alcătuit din specialiști în domeniu. Criteriile de jurizare vor fi coreografie, tehnica execuției, interpretare, impresie artistică și costumație, iar toți participanții vor fi premiați în funcție de locul ocupat în concurs. Mai multe informații se pot obține pe site-ul Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva. De asemenea, pentru detalii suplimentare, se poate suna la numerele de telefon 0354 408 907 la Secretariatul Centrului Cultural Drăgan Muntean Deva și 0729 535 207, persoane de contact fiind Viorica Iacob. Festivalul va debuta sâmbătă 16 noiembrie la ora 10, nu se percepe taxe de participare, iar intrarea la evenimentul care va avea loc în sala mare a Centrului Cultural Drăgan Muntean din Deva este liberă.